De fiecare dată când plec de acasă și știu că sunt îmbrăcat bine și arăt bine, plec mai motivat, mai plin de viață și mai încrezător. În schimb, când știu că nu sunt îmbrăcat pe cât de bine posibil, moralul meu scade. Astăzi, prieteni, vom vorbi despre 7 greșeli vestimentare pe care le văd la băieții din liceul meu și nu numai, astfel încât voi să nu le urmați exemplu. Să începem. Prima greșeală e că porți haine care nu îți vin. Probabil ai auzit-o pe mama ta spunând să-ți cumperi haine cu câteva numere mai mari ca să-ți vină și peste 2 ani. Ei bine, a venit timpul să nu o mai ascult și să nu o mai lași pe ea să-ți aleagă hainele. Ești băiat mare. E adevărat, motivul pentru care spune să-ți cumperi haine mai largi este pentru că ești în creștere, iar corpul tău o să se dezvolte destul de repede, astfel încât hainele care îți vin bine azi, peste 6 luni, nu o să mai fie bun. Mama ta probabil nu vrea să-ți dea prea mulți bani pentru haine, are lucruri mult mai importante de făcut cu ei. Dar există o soluție prin care poți să-ți cumperi haine ieftine și care să fie și pe măsura ta, și anume haine din second hand sau din târg. Am făcut 2 videoclipuri în care demonstrez că nu îți trebuie avere ca să arăți bine. Aveți linkul de la ambele în descriere. Duceți-vă și aruncați o privire și o să vedeți despre ce vorbesc. La polul opus, evită să porți haine prea strâmte pentru că o să arăți mult prea feminin și nimeni nu vrea asta. A doua greșeală, în opinia mea, pe care mulți o fac, este că nu poartă accesorii. Accesoriile oferă o unicitate ținutei tale pentru că poți să le combini exact cum vrei tu și poți să spui amprenta asupra lucrului. Poți purta ceasuri, brățări, lanțuri, pălării, ochelari de soare, depinde de ce stil vrei să urmezi. Personal, în afară de când mă duc la sală, nu ești niciodată din casă fără un ceas la mână. Când porți un ceas, vei lăsa impresia că ești mai matur și cu o clasă peste cei care nu poartă unul și să nu mai zic că e un magnet pentru complimente. Dar când vine vorba de ceasuri, ai grijă să nu fie dintre cele mai ieftine, precum cele din magazine precum Bershka, Pull&Bear, pentru că se vor jucui, strica sau rupe. Sfatul meu este să investești într-un ceas puțin mai costisitor, pentru că spre deosebire de haine nu va trebui să-ți faci griji că-ți rămâne mic. Îl poți purta mulți ani de acum înainte. Dar ai grijă să nu întreci limita și să nu porți prea multe brizuri pentru că asta nu va arăta bine. A treia greșeală e că porți aceleași haine în fiecare zi. Cu toții avem acel prieten care vine îmbrăcat mereu în aceleași haine de parcă s-ar fi născut în ele. Sper că tu nu ești acel prieten. Într-un fel înțeleg, pentru că e normal să ai un outfit favorit în care te simți cel mai bine, dar asta nu înseamnă că trebuie să-l abuzezi. Eu cred că hainele îți reflectă personalitatea, așa că dacă ai o garderobă diversificată, înseamnă că ești un tip interesant. Nu-ți fie frică să ieși din zona ta de confort și să încerci lucruri noi, precum acel tricou pe care ai zis că nu o să-l porți niciodată, pentru că s-ar putea să-ți aducă mai multe complimente decât orice alt obiect vestimentar pe care l-ai purtat. Și eu am zis într-un video mai demult că nu o să port niciodată blugi rupți. Ei bine, acum am 5 perechi. A patra greșeală vestimentară e să porți tot ce e trendy. Eu sunt de părere că lucrurile simple și clasice, când vine vorba de vestimentație, arată cel mai bine, nu orice trend stupid. În timp ce unele chestii la modă sunt făcute doar ca să atragă privirea sau ca să te dai tu mare. Ei bine, dacă ăsta e mesajul pe care vrei să-l transmiți, cine sunt eu să mă opun? La liceu, majoritatea se îmbracă în aceleași lucruri. Blugi, tenis albi și un tricou. Fii tu puțin mai special și ieși în evidență, dar nu prin lucruri extravagante. Eu, spre exemplu, îmi place să mă îmbrac puțin mai elegant decât restul băieților și nu pentru a ieși în evidență, ci pur și simplu simt că stilul ăsta se potrivește mai mult caracterului meu. Așadar, găsește-ți propriul stil și nu copia tot ce face restul lumii. A cincea greșeală e că nu îți cureți pantofii. Pantofii sunt probabil cea mai importantă piesă dintr-o ținută, de aceea e foarte important să-i menții curați, mai ales dacă sunt albi. Ce fac eu de obicei este să-i curăț înainte să mă încalc cu un șervețel umed. Dacă sunt albi, șireturile tind să se negrească cel mai repede, de aceea e foarte bine să ai mereu o pereche de rezervă. Va schimba în totalitate aspectul. De asemenea, dacă adidașii tăi au început să miroasă urât, un truc simplu este să-i bagi câteva ore la congelator. Mirosul neplăcut provine de la bacteriile care se află înăuntru pantofilor, bacterii care nu rezistă la o asemenea temperatură și voila, pantofii tăi sunt ca și noi. A șasea greșeală e oribilă, și anume să sporți pantalonii lăsați. Nu o să zic mai multe decât că arată oribil, așa că trageți naiba pantalonii în sus. A, da, și asta. Mergeți la nudiști dacă sunteți nudiști. Nu faceți nudism pe gleznă. Terminați, nu mai fiți așa de nebuni și de... Și în final, a șaptea greșeală vestimentară este să porți haine șifonate. Recunosc, și mie îmi e lene uneori să încal hainele atunci când plec de acasă și sunt sigur că și tu pățești la fel. Dar există o metodă la fel de eficientă și care necesită mai puțin timp, și anume aparatul de călcat cu abur. Am aflat de el de la un prieten atunci când am fost la mare și plănuiesc să-mi iau și eu unul. Până la urmă nu este foarte scump și eu zic că
că își merită bani. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o, și să-mi dați un follow la Iacobescu Edi pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să-mi adresați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. Aveți aici lista cu cele 7 greșeli ca să vă aduceți puțin în aminte tot ce am vorbit în acest video. Și acestea fiind spuse, eu am fost Edvard sau Edi și până data viitoare, nu uita, pune o reușită în orate. Pa, pa!